Informație de ultim moment, doamnelor și domnilor, este alertă cu bombă în capitală. Un colet suspect se află în apropiere de un punct militar, iar colega noastră, Delia Bulgaru, se află chiar acum acolo și vine cu informații despre acest subiect. Bună dimineața, Delia! Bună dimineața, Madalina! Ne aflăm pe bulevardul Vasile Mile. Aici circulația a fost restricționată. Vedeți în imagini că polițiștii au blocat accesul autoturismelor și au ajuns aici mai multe auto speciale SMURD. Sunt așteptați să intervină brigada specială pirotehnică pentru a verifica coletul suspect și pentru a vedea dacă este periculos. Într-adevăr, este important de menționat că în apropiere se află o unitate militară, dar și un centru comercial care știm că este foarte, foarte aglomerat în fiecare zi și așteptăm așadar să vedem cum ce vor rezolva autoritățile în acest moment, pentru că, și vă spuneam mai devreme, strada este blocată, nu se poate circula în această zonă și, atenție, evitați să ajungeți pe bulevardul Vasile Milea.